ziua comunei Ștefan cel Mare. Muzica de fanfară anunță începerea petrecerii, însă aceasta nu este deschisă oficial până nu ajung și oficialitățile de la județ. În timp ce acestea se lasă așteptate, primarul din localitate și aparatul administrativ pregătesc o primire tradițională cu pâine și sare. După un timp apar și oaspeții care se îngrămădesc să facă o baie de mulțime pentru a-și dovedi popularitatea. Și cum îi stă bine oricărui politician, urmează discursurile. După ele, o nouă baie de mulțime. Da, aș vrea să spun că sper din tot sufletul ca bunul Dumnezeu să ne dea sănătate tuturor, ca să ducem proiectele la bun sfârșit și să ne dea înțelepciunea de a face ceea ce este mai bine pentru toți cetățenii, nu numai din comuna Ștefan cel Mare, ci din întreaga Românie. Sunt oameni pe care dumneavoastră i-ați ales, oameni pe care îi apreciați, mai mult sau mai puțin, oameni cărora trebuie să vă adresați pentru a rezolva treburile comunității. Nici autoritățile nu se lasă mai prejos când vine vorba de a lăuda șefii de partid. Cel mai mare politician al județului Vaslui, care dumneavoastră cred că îl știți, este domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui și președintele Partidului Social Democrat. Într-un adevărat tur de forță, tot aparatul oamenilor politici se mută la Oșești. Aici a lipsit primirea fastuoasă, însă nu și baia de mulțime, discursurile și mai ales laudele edilului către mai mari de la partid. Am venit să vă salutăm, să vă zicem bună ziua din toată inima, să vă urăm sănătate, să vă distrați frumos în continuare. Mai multe nu vreau să vă spun decât ca acest lucru, întâmplarea asta frumoasă, să se transforme într-o lungă tradiție. E drept că unii senatori și deputați bifează turul de forță pe la zilele comunelor ca o reușită în întâlnirea cu alegătorii. Întrebarea este dacă această activitate este trecută în programul pe care ar trebui să-l acopere la cabinetul parlamentar sau la ore suplimentare.